Bună ziua și bun venit tuturor alături de noi astăzi la închinare în comunitatea Vox Domini. Vă invităm să petreceți următoarele minute cântând cântece, rugându-ne împreună, ascultând scripturile legate de ce înseamnă a fi sau a nu fi comunitatea lui Hristos. Pentru început, alături de închinătorii noștri, haideți să ne îndreptăm mâinile, inimile, gândurile către Dumnezeu și să-i cântăm Lui. Ne bucurăm ca și astăzi să fim împreună și să putem să lăudăm pe Domnul nostru și ce am vrea să facem astăzi ar fi, am vrea să fim un popor care caută fața Domnului și un popor care ridică mâini curate spre Domnul și care aduce Lui închinare. Despre asta vrem să cântăm și despre asta vrem să spunem astăzi. Doamne, Ție îți aducem toată închinarea și cine ai dat este al Tău. Haideți să cântăm împreună cântarea asta. De la
Iisus, eu te iubesc mai mult decât iubesc orice pe acest pământ. Ești tot ce-mi doresc. Și toată viața mea ți-o închin cu tot ce sunt, pe tine te slăvesc, eu te slăvesc. Și tot ce-mi doresc. Și toată viața mea s-o închin cu tot ce sunt, pe tine te slăvesc, eu te slăvesc. Doamne, că atunci când am fost în strâmtorare și am strigat înspre Tine, Tu ne-ai ridicat, Tu ne-ai scos, Doamne, de acolo și ne-ai ajutat să dăm laudă Ție. Și să dăm laudă și astăzi, pentru că suntem vii prin gloria Ta, suntem mântuiți, Doamne. Mulțumim că ai înviat, te-ai înălțat și ai trimis pe Duhul Tău ce Sfânt să ne călăuzească. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne izbăvești, Tu faci o nouă cale, Doamne, Tu ridici oamenii și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești scutul și adăpostul nostru. Amin. Ești aici, prezent prin Duhul.
puternic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Izbăvitorul ator puternic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi. Tu ești Băbitorul la tot puternic. Tu ești lumină în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Izbăvitorul la tot puternic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. La tot puternic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Izbăvitorul atotputernic. Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Izbăvitorul atotputernic. Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Bună ziua tuturor! În contextul ultimelor două luni, ne-am pus des întrebarea, poate mai acut decât înainte, ce este și cum arată comunitatea lui Hristos. Ce înseamnă a fi o comunitate adunată nu în jurul unor idealuri sau practici umane, ci în jurul lui Hristos, o comunitate gândită și întemeiată de Dumnezeu însuși, așa cum El și-a dorit, o comunitate a fiilor de Dumnezeu. Sigur, am privit întâi la identitatea ei. Cum a fost ea făcută? În jurul cui se adună?
ce o face să fie diferită de alte comunități și alte asociații umane. Apoi am privit la ce înseamnă viața împreună, ce înseamnă o zi sau o săptămână împreună în comunitatea lui Hristos, fie că aceasta este familia noastră sau adunarea noastră împreună, la practicile pe care le presupune aceasta. Citirea psalmilor, citirea scripturilor, închinarea, rugăciunea și statul la masă, așa cum primii apostoli au făcut foarte des. Apoi, toate acestea ne duc spre o întrebare naturală. Pentru că această comunitate este compusă din indivizi, pentru că Hristos a chemat pe rând oameni în comunitatea Lui, întrebarea naturală care se naște este: cum arată ziua cu Hristos de unul singur? Cu alte cuvinte, cum trăim în solitudine, nu în singurătate, în solitudine alături de Hristos? Și Adi, ce este cu discuția asta despre solitudine? Ce vrem să explorăm referitor la viața individului alături de Hristos? Este un lucru, așa cum l-ai spus, și natural. Urmează după discuția în ce ne privește trăirea comunitară. Pentru că are de-a face cu sănătatea indivizilor. Exact ca și în familie, exact ca și în orice relație, te bucuri și ai o contribuție în momentul în care e sănătos, în momentul în care ai resurse să poți împărtăși cu ceilalți. La fel, în comunitatea creștină, viața comunitară va fi influențată foarte mult de sănătatea și resursele pe care le strângem atunci când suntem singuri. Ce facem când suntem singuri? Pe de o parte este natural, pe de cealaltă parte este un paradox. Pentru că unii dintre noi poate găsim natural și ne place să fim singuri și să petrecem destul de mult timp singuri, dar pentru alții este complet nenatural. Am vrea să fim tot timpul împreună în comunitate. Deci este un paradox, pentru că vom găsi aceste tendințe în fiecare dintre noi. Vreau să fiu în comunitate, dar nu-mi place să fiu singur, sau îmi place să fiu singur și nu vreau să fiu în comunitate. Și nu putem fără una și cealaltă. Cel care nu se simte bine în comunitate trebuie să aibă grijă când este singur. Și cel care nu se simte bine când este singur trebuie să aibă grijă când intră în comunitate. Și Dietrich Bonhoeffer, pe cartea pe care am spus că o citim împreună, Viața împreună, spune asta foarte clar. Cine dorește părtășia fără singurătate se aruncă în hăul cuvintelor și sentimentelor. Iar cine caută singurătatea fără părtășie se prăbușește în abisul deșertăciunii, al iubirii de sine și al disperării. Asta înseamnă că avem nevoie de ambele, indiferent care este naturalul nostru. Dumnezeu, Hristos ne-a întâlnit individual, ne-a salvat individual, dar nu ne lasă singuri. Ne pune și ne cere să trăim și în comunitate. Trebuie să existe echilibru între acestea două. Imaginați-vă sportul poate pe care l-ați practicat, mai ales dacă a fost un sport sau este un sport de echipă. Ai timpul acela împreună cu colegii, cu antrenorul, regulile, munca aceea împreună, competiția, da? Și zbaterea când ești împreună. Și apoi va depinde de fiecare ce face când este acasă, când se duce pe teren, când ia racheta și exersează singur și aplică acele tehnici care le-a învățat atunci când a fost în echipă. Va conta foarte mult ce face singur pentru jocul apoi al echipei. Și acest lucru, probabil mulți dintre noi l-am experimentat atunci când am început primul grup de ucenicie. Primul grup în care cineva ne-a luat pe lângă el, pe lângă 2, 3, 4, câți am fost în grup și învățam împreună despre adevărul lui Dumnezeu, despre rugăciune, despre citirea Scripturii. Și o practicam împreună, dar conta foarte mult timpul acela individual și mi-aduc aminte, venind dintr-un mediu laic, fără învățătură creștină în familie, în momentul în care a fost învățat că pot să petrec singur împreună cu Dumnezeu în rugăciune, a fost revelator. M-am pus și am stat și m-am rugat și a fost
o încântare să-L descoperi pe Dumnezeu ca tatăl meu și eu copila Lui. Iar apoi cu ceea ce am strâns din timpul individual, când veneam împreună la timpul de împărtășire, la timpul de studiu, la timpul de în grupul de ucenicie, era extraordinar să învățăm unii de la ceilalți prin ceea ce am înțeles din textul respectiv sau din modul în care ne-am apropiat în rugăciune cu Dumnezeu. Deci, cred că acest timp de solitudine, da, nu este provocat de pandemie, este o decizie înțeleaptă din practica Domnului Iisus, din practica oamenilor mari ai rugăciunii și ai oamenilor lui Dumnezeu, o găsim în Scriptură, dar cred că trebuie cultivată și făcută un tipar, o disciplină care să ne ajute, care să susțină apoi viața comunitară. Mie îmi vine în minte o altă ilustrație, aceea a orchestrei simfonice, da, și pentru că am acasă muzicieni, știu ce înseamnă și văd ce înseamnă studiul individual și munca asiduă depusă singur, care apoi adusă în contextul unei orchestre sau unui cor sau unei formații, sigur trebuie ajustată, dar vine cu un beneficiu imens și cu posibilități mult mai mari de acordaj și de simfonie, mm-hmm, de cântat, de emitere, de sunete împreună, că asta e simfonia. Cum practici tu solitudinea cu Hristos, Adi? Uitându-mă în Scriptură, am văzut că această bucurie de a fi împreună sau singur cu Hristos este una care o găsești pe paginile Scripturii și mi-aduc aminte de textul acesta din Marcu, îl găsim în fiecare dintre, aproape în fiecare dintre Evanghelii, de aici este Marcu în capitolul 1, versetul 35. După un sabat plin de la mesaj și predică, de la sfârșitul zilei, vindecarea oamenilor, apoi oameni care au venit la Iisus acasă ca să-și aducă bolnavii și cei care erau în suferință. A doua zi, deci după o zi plină, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Această practică, și nu este singular Domnul nostru care o face, a deschis acest apetit pentru a reflecta, pentru a gândi singur, dincolo de toate zgomotele, de toate presiunile, toate urgențele, mai ales în vremea noastră, când suntem bombardați cu informație, cu muzică, gălăgie, lucruri pe care nu le dorim, cu acum stând împreună în izolare, puțin dintre noi și-au mai permis acest lux să trăiască singur, pentru că și copiii, și familia, și solicitările, și telefoanele, și Zoom-uri, și tot, creau o agitație și o aglomerație a zilei. Ei, să poți să te poți desprinde din o astfel de agitație, indiferent de serviciu și de muncă, relațiile pe care le avem fiecare, să te desprinzi de ele și să te poți focaliza, să te poți liniști, să poți să faci tăcere în sufletul tău și să fii liniștit și să te poți concentra pe Dumnezeu este un lucru rar. Dar acest lucru ar trebui să-l facem, da. Și sunt mai multe beneficii pe care le avem, pe care le câștigăm. E momentul acesta de tăcere, da, în care se liniștesc zbaterile, gândurile, zgomotele. Îl putem auzi pe Dumnezeu mai ușor și dacă nu auzim nimica, nu trebuie neapărat să auzim, să fie momente în acestea de extaz, dar se clarifică lucrurile, încep să se așeze, claritatea noastră crește, mintea se focalizează pe ce este realmente important. Uneori e nevoie de suferință, de tragedie, de lucruri pe care să le pierzi ca să-ți dai seama ce este important. Același lucru, nu la fel de dramatic, dar același lucru se poate lămuri atunci când ești liniștit, când ești în tăcere și stai să-L asculți și să-L cauți pe Dumnezeu. Tăcerea așa are valoarea ei. Nu este o tăcere din aceasta în care să te pierzi. Tăcerea creștină este una activă. Uh-huh. Suntem în starea aceea de a asculta, de a vedea ce are Dumnezeu să ne spună în forme diverse. Este o tăcere smerită, da? Dar care oricând poate să devină proactivă. Oricând, orice s-ar întâmpla, vrem să reacționăm și să facem bine ceea ce facem. Și da, ca și practică, este bine să avem poate în fiecare zi 5-10 minute în care să fim singuri. Apoi, poate la nivel de săptămână, de asemenea, este bine să ai jumătate de oră, două, trei ore, cât poți să ai singur. Și ceea ce practic eu, am văzut la iarăși oameni care au practicat lucrul acesta regulat, o dată de două ori pe an,
eu încerc de două ori pe an, cam o zi, jumătate de zi când nu pot, dar jumătate de zi, o zi, de două ori pe an, o dată iarna și o dată vara, în care să mă retrag, să fiu la munte, de regulă la munte, și să stau împreună cu Dumnezeu o zi întreagă sau jumătate de zi și să mă acordez cu ceea ce spune El. Este extrem de benefic. Da, cred că nu sunt singurul pentru care perioada asta de două luni în care am fost împreună cu familia în casă a acutizat la mine nevoia de a fi, așa cum spui, o zi, nu jumătate de zi, sigur nu jumătate de zi, o zi singur undeva, așa încât, da, să îmi liniștesc inima înaintea lui Dumnezeu, să, și dacă nu aud nimic de la Dumnezeu, dar cel puțin să îmi liniștesc sufletul în mâna lui Dumnezeu, știind că sunt al lui și El este al meu și asta e tot ce contează. Că în rest am auzit pe Domnul în cuvântul Lui, am auzit pe Domnul sau am vorbit cu Domnul în rugăciune, dar simt ca o sete din aceea arzătoare nevoia de a fi undeva cu tot ce mi-a vorbit Domnul până acum, cu tot ce i-am spus Domnului până acum, dar să fiu singur pentru a veni apoi, înapoi în comunitate altfel, mai liniștit, mai așezat. Acum, care sunt, că sigur vrem să mergem înspre concret, înspre practic și am vrea să vorbim despre câteva forme concrete, câteva posibilități de a gestiona solitudinea. Că așa solitudinea poate suna pentru extrovertiți cel puțin amenințătoare. Există însă forme care ne pot face mai palatabilă solitudinea. Care sunt câteva dintre ele? Așa cum ilustram și înainte, cu siguranță sunt practici, sunt deprinderi care le avem din comunitate. Deci nu trebuie să inventăm ceva complet nou. Pot fi și astfel de lucruri, putem crea lucruri noi, unii au nevoie pentru elementul acesta de creativ, de genul acesta de solitudine și este unic, nu neapărat, sau mai ai brainstorming, mai ai idei mărețe când ești împreună, dar multe vin să frământă, să dospesc așa când ești singur. Dar, așa cum spuneam, solitudinea nu este inactivă, nu este să ne golim mintea ca să vedem după aia ce se întâmplă. Da, există o odihnă, asta este un lucru, odihna sufletului care are loc sau care se capătă în solitudine, dar mintea și zbaterile noastre se focalizează de data asta și o practică foarte bună este aceea a meditării la Cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit și în comunitate, atunci când suntem în comunitate, că putem auzi Cuvântul lui Dumnezeu, putem să-L citim, sunt cele cinci forme, dar un lucru care este important este acela de a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru vă invit să-l facem când suntem în solitudine. Sunt texte care ne aduc aminte de importanța meditării la Cuvântul lui Dumnezeu. Un text care l-am primit din partea mamei mele, din Scriptură, atunci când am primit prima oară Biblia, după ce m-am convertit. Era textul acela din Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ideea aceasta de a te focaliza pe Cuvântul lui Dumnezeu, de a medita la El, este mai mult, trece dincolo de citit, de auzit și de studiu. Vrei ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu să vezi ce-ți comunică ție. Deci când suntem în solitudine și ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, nu facem predici, nu facem predici pentru alții. Este ce îmi vorbește Dumnezeu mie. Și nu este nevoie să fie un cuvânt sau un text amplu. Putem citi mult, dar meditarea să fie pe un verset, două versete, trei, cât credem că putem sau avem nevoie să stăm și să frământăm. Dar poate fi și un verset, poate fi și o propoziție, să vedem ce are Dumnezeu să-mi spună mie. De asemenea, un lucru de care l-ai menționat, nu trebuie neapărat să se întâmple ceva extraordinar în acest timp. Da? Poate că avem, cine știe, ce așteptări, cine știe ce vedenii, arătări de la Dumnezeu, nu este nevoie. Ne focalizăm pe Cuvântul lui Dumnezeu și vă dau un exemplu. Un psalm, pentru că tot vorbeam de psalmi, în a citi în comunitate psalmii și a aportul lor în comunitate, psalmul 23, și nu e nevoie de tot, poate un verset din ele. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. În ce fel nu duc lipsă de nimic dacă sunt cu Dumnezeu? Oare este adevărat? Tot timpul n-am nicio lipsă? Psalmul va ajuta să înțeleg că da, pot să trăiesc anumite momente de lipsă,
dar încrederea mea este în Dumnezeu care mi le acoperă. Amin. Dar faptul că Dumnezeu îngrijește de nevoile mele, eu nu trebuie să fac nimic, trebuie să stau cu gura deschisă și Dumnezeu mă hrănește, mă duce de ape de odihnă și eu nu fac nimic sau mă duce la pășuni verzi. Și atunci văd care este rolul lui Dumnezeu în a mă conduce, în a purta de grijă și care este rolul meu în a munci, în a căuta resursele. Deci meditația la acest text, text simplu pe care îl citim și îl memorăm ușor, aduce profunzime. Mă apropie de Dumnezeu și Dumnezeu se apropie de mine și lucruri pe care poate nu le-am văzut, da, încep să îmi vină în minte și modul în care le pot aplica. Dar și dacă nu sunt lucruri noi, nu trebuie să descoper lucruri noi. Ceea ce are Dumnezeu pentru mine astăzi. Cum mă pot apropia de Dumnezeu astăzi? Și apoi de ceea ce trebuie să fac. Da, meditarea la Cuvântul Dumnezeu trebuie să ducă la acel gen de aplicații. Asta vreau să fac. Vreau să fiu mai bun, vreau să mă rog mai mult lui Dumnezeu, vreau să depind mai mult de El, dar am de făcut aceste lucruri. Trebuie să-mi rezolv mai multe lucruri care sunt restante. Nu pot să văd că Dumnezeu împlinește nevoile dacă eu nu fac nimic pentru împlinirea lor. Eu m-am gândit la ce ai spus. Meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie însoțită de modestie, de smerenie. Nu întotdeauna Dumnezeu ne este dator cu un cuvânt 100% relevant pentru situația noastră. Asta l-ar transforma pe Dumnezeu într-un fel de kelner. De câte ori avem noi nevoie de un pahar cu apă, Dumnezeu vine cu un pahar cu apă. De câte ori avem nevoie noi de încurajare, Dumnezeu ne-o dă automat. Cred că putem să fim modești și să abordăm în solitudine cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea cine este Dumnezeu. Nu e așa că e frumos, chiar la un restaurant, când un chelner te servește bine, să încerci să legi o discuție personală cu el, să afli și ceva despre el, nu doar el să afle nevoile tale. Ei, Dumnezeu este mult mai mult decât așa ceva și poate ne vom gândi în timpul de solitudine să descoperim pe Dumnezeu personal și citind Scriptura să nu așteptăm doar acele prăjituri, cum le spun unii frați, citesc ca să fiu încurajat, să-mi iau dulciurile, rația de glicemie spirituală zilnică, ci să las nevoile mele puțin mai pe plan secundar și să văd cine este acest Dumnezeu, ce spune acest text despre Dumnezeu, cât de frumos este descris Dumnezeu aici sau cât de înfricoșător este descris Dumnezeu aici și așa mai departe. Și mă gândesc am citit zilele astea întâmplarea cu Manoah și soția lui, părinții lui Samson. Când Dumnezeu, mesagerul, îngerul lui Dumnezeu vine spre ei să le vorbească despre ce are Dumnezeu de gând să facă, atitudinea acestor doi oameni a fost să mai spună odată Dumnezeu, au mai citit odată cum ar veni gândul lui Dumnezeu, au mai vrut să audă odată cuvântul lui Dumnezeu și următoarea atitudine, al doilea pas a fost să cadă cu fața la pământ, o atitudine orientală de închinare, de recunoaștere, avem pe suveranul în față și ne aruncăm la mila lui și n-au fost puține situațiile în care citind Scriptura așa, am fost împins la această formă de închinare fizică, la a mă arunca pe genunchi, la a mă arunca cu fața pe parchet, pe podea, în fața lui Dumnezeu, în admirație. Doamne, ăsta ești Tu! Și vă invit să explorați maniera asta de a sta singuri în explorarea lui Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu. Și vom mai vorbi despre beneficii, dar această abordare smerită în care spui, Doamne, încă nu știu totul despre Tine. Vreau să mai descoper ceva despre Tine, în liniștea asta, în meditare la cuvântul Tău. Are ceva în ea pe care vă invităm să-L explorați. Și este foarte adevărat și asta este o zicere a unor oameni care au gândit, au meditat, au petrecut timp cu Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu, nu plăcerea. Și chiar psalmul de care spuneam, psalmul 23, gândul nostru merge poate în primul rând la nevoile noastre, da? Doamne, în care sunt, cum le-mi porți de grijă. Dar așa cum spui, textul acesta nu te lasă să vezi că dincolo de nevoia sufletului, dincolo de nevoia fizică, dincolo de nevoia de relații, Domnul este cea mai mare nevoie. Domnul este păstorul meu. Ajung să-L cunosc, așa cum spui tu. Da, modul în care îmi împlinește nevoile sau alege la un moment dat să nu le împlinească. Ajung să-L cunosc și eu să determin că să înțeleg că cea mai mare nevoie a mea, dincolo de cele fizice, emoționale, intelectuale, relaționale, este nevoia după Dumnezeu. Și ajung să-L văd pe Dumnezeu
meditând la cuvântul Lui. Și foarte natural, că ai spus de această proșternere, această închinare, foarte natural, după o meditare la cuvântul Lui Dumnezeu, mergi în această adorare. Fie că este mulțumire, fie că este rugăciune pentru ceea ce ai citit, pentru nevoile pe care le-ai descoperit, pentru tine. Deci, mă întrebai de ce altă practică, ce altceva, cu ce altceva mai putem umple acest timp de solitudine. După ce am meditat la cuvântul Lui Dumnezeu, comunicarea aceasta cu Dumnezeu, rugăciunea, adorarea, mulțumirea sau cererile pertinente pentru nevoile pe care le-am descoperit sunt foarte normale, sunt foarte sănătoase și sunt bazate de data asta pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce ai găsit, că este din psalmi, că este din Evanghelie, că este din epistolă. Te rogi specific, susții rugăciunile tale cu un cuvânt pe care l-ai găsit de la Dumnezeu și îți dă încredere, siguranță că Dumnezeu te ascultă. Sunt astfel de psalmi pe care îi putem citi sau putem căuta atunci când este să ne rugăm pentru nevoile noastre. De exemplu, el spune, psalmul 5, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Sunt foarte mulți psalmi de genul acesta, dar și alte texte care arată această închinare pe care o aducem singuri, singuri, dimineața, seara, în timpul zbaterilor, în timpul zilei sau atunci când suntem în izolare, da? Suntem în solitudine și vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Da, și cred că se, în felul ăsta, pornind de la o atitudine smerită, cunoscând pe Dumnezeu, mergând înspre închinare, înspre reverență și teamă și bucurie referitoare la atributele sau simțămintele pe care ni le stârnește cunoașterea lui Dumnezeu, ajungem să înregistrăm niște beneficii, niște transformări în noi. Te gândești la câteva? Răbdare. Când te rogi lui Dumnezeu pentru nevoile tale, să spunem, pentru ceea ce avem, și uneori Dumnezeu spune da, pe loc, sau în scurt timp. Alteori spune nu. Trebuie să înțelegi de ce Dumnezeu spune nu. Sau nu încă. Este o problemă de a discerne. Ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și să vezi cum vede Dumnezeu din perspectiva Lui frământările și zbaterile tale. Capeți încredere în Dumnezeu. Vezi că Dumnezeu este precis la foarte multe lucruri din nevoile sau din zbaterile noastre. Asta îți dă încredere să aștepți pentru cele care încă Dumnezeu n-a răspuns. Sau a răspuns într-un fel în care momentan nu-L vedem. E nevoie doar să descoperim acest lucru. Deci dependența noastră de Dumnezeu crește. Și așa cum spui, ne mutăm de la nevoile noastre, care sunt importante, dar care încet încet devin secundare față de lumea largă pe care Dumnezeu ne deschide. Odată cine este El și planurile Lui și apoi, așa cum vom vedea, rugăciunea pentru alții. Deci începem să ne armonizăm cu voia Lui Dumnezeu, care este un mare lucru. Dacă din meditație, din rugăciune, din interacțiunea noastră cu Dumnezeu ajungem să înțelegem și să ierarhizăm, să prioritizăm mai bine lucrurile și să înțelegem lumea aceasta că este lumea Dumnezeu, suntem invitați să trăim în ea, dar nu suntem centrul Universului. Este cineva în centru și noi ne aliniem după El și umblăm împreună cu El. Acest lucru, a trăi în voia lui Dumnezeu, a trăi în apropiere de Dumnezeu, în intimitate cu Dumnezeu, este cea care dă satisfacția cea mai mare sau aduce una dintre satisfacțiile cele mai mari. Dar pe lângă aceasta, cred că este o problemă și disciplină. Deci, este frumos, nu neapărat vedem frumusețea aceasta imediat, uneori o vedem, dar pe măsură ce suntem disciplinați, tiparul acesta sau regularitatea aceasta ne formează, ne schimbă. Rezultatul este pe termen lung, când vedem cum Dumnezeu ne-a șlefuit prin acest timp de solitudine, de a căuta voia lui Dumnezeu, de a ne ruga. Asta înseamnă că e bine să avem o schemă și fiecare știe ce face și cum, cât de largă sau cât de strictă este, dar mă rog, când mă apropie de Dumnezeu în rugăciune, după ce am meditat, după ce am căutat în timpul acesta de solitudine, mă rog în fiecare zi pentru alte lucruri. Și de-a lungul săptămânii am subiecte distincte, 2-3 în fiecare zi, de exemplu pentru familie, pentru țară, pentru prieteni,
În altă zi mă rog pentru biserică, pentru oamenii care conduc biserica, pentru voluntari, pentru resursele materiale, pentru tot ce înseamnă comunitatea noastră. În altă zi mă rog pentru alte biserici, mă rog pentru misionari, mă rog pentru lucrarea lui Dumnezeu în întreaga lume, mă rog pentru țara noastră. Deci în fiecare zi am două, trei subiecte mari ca să pot să acopăr pleiada aceasta și în fiecare săptămână le reiau. Și în felul acesta pot să văd și ce a făcut Dumnezeu într-o săptămână sau într-o lună la subiectul respectiv și să nu uit subiectele importante și mari. Ei, acest lucru, exact ca și cu banii, când pui deoparte sume mici, dar o faci constant de-a lungul anilor, te uimești ce sumă ai la finalul 2, 3, 5, 10 ani. La fel și aici. Te uimești să vezi cât de credincios este Dumnezeu pentru și cum a ascultat rugăciunile acelea care te-ai rugat constant cu credincioșie, zilnic sau săptămânal sau lunar sau anual sau indiferent care a fost ritmul pentru care te-ai rugat. Deci, până la urmă, solitudinea, pornind de la meditarea asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, ne duce înspre închinare și rugăciune pentru noi, dar pornind de la ceea ce descoperim despre Dumnezeu și în felul ăsta ne trage către comunitate. Suntem singuri, dar mijlocim pentru alții, ne preocupă gândul mai amplu, mai larg, mai cuprinzător al lui Dumnezeu pentru toată comunitatea. Da, în felul ăsta revenim, închid în cercul. Mm-hmm. Am plecat de la comunitate și ajungem foarte, din nou, foarte natural. Uneori este primul subiect, alteori este la sfârșit, în rugăciunile noastre, după ce ne-a rugat pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru odihna noastră, planurile noastre, hobby-urile noastre, ne putem ruga pentru toate nevoile noastre. Da? Suntem încurajați să ne rugăm și pentru ceilalți și sunt multe texte, dar textul din Iacov este foarte precis. Rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Este o vindecare și fizică, dar și relațională. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui drept, a celui neprihănit. Da? Venim motivați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm nu numai pentru noi, pentru nevoile noastre, oricât de prozaice sau oricât de spirituale ar fi, să ne uităm și la cei din jurul nostru, la oamenii care au nevoie de rugăciunile noastre. Și aici este deschis pentru orice tip de nevoie, pentru oamenii pe care știm. Poate că vom începe în mod natural cu oamenii care sunt în casa noastră. Familie, familia extinsă, rude, prietenii apropiați, ucenicii noștri. Deci oameni cu care interacționăm poate zi de zi, este normal să ne rugăm. Dar e important să trecem mai departe, să ne rugăm pentru oamenii din biserica noastră în casă, pentru oamenii din toate bisericile în casă, oamenii din Vox, din biserica noastră, oameni din alte biserici, să ne rugăm pentru misionari, să ne rugăm pentru conducerea țării sau conducătorii țării, să ne rugăm pentru modul în care Dumnezeu își extinde misiunea în țara noastră sau prin noi, ca și români, către alte țări, dar și pentru alte țări care poate noi nu am ajuns. Auzim diverse știri sau la știri despre situații, altele știm de la misionari specific și putem să ne rugăm. Deci putem extinde rugăciunea noastră pentru oamenii care sunt în jurul nostru, uneori și pentru dușmanii noștri. Acum că vorbeai de mijlocire și de un domeniu atât de larg pe care îl oferă mijlocirea, am citit mai de mult un articol despre o biserică din Germania de Vest, cum era atunci RFG și RDG înainte de căderea Cortinei de Fier, care și-a făcut o misiune din a se ruga. Nu mai țin minte exact, dar câteva decenii s-au rugat pentru căderea Cortinei de Fier. Asta a fost, pe lângă alte rugăciuni ale lor, s-a fost o preocupare constantă, săptămânală, și autorul articolului făcea o invitație la a explora posibilitatea de a alege o națiune, de a alege un oraș, de a alege un conflict, de a adopta o situație de criză pentru care să fii un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Poate vei vedea rezultatele într-un an, poate vei vedea în 20 de ani, poate nu le vei vedea niciodată, dar în încrederea, în purtarea de grijă mare, amplă, tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu, să practici, să aduci asta în comunitatea creștină mondială, în comunitatea universală a Bisericii lui Hristos.
Și mi s-a părut un gând fain pentru o comunitate sau pentru un individ sau pentru o biserică în casă să-și facă un țel, să-și facă o țintă din a mijloci pentru o situație foarte în afara sferei de preocupări și nevoi individuale. Și nu e așa că citim în Biblie despre, cred că Daniel, căruia îi spune Îngerul Domnului, încă de când te-ai apucat să te rogi? Eu am știut, m-am pregătit, am fost pe picior de plecare să intervin. Daniel nu a știut asta în tot timpul în care s-a rugat și a postit, dar a aflat asta. S-ar putea să nu aflăm, putem să fim smeriți, dar cu siguranță Dumnezeu e ca și Aslan, e în mișcare, lucrează în timp ce noi ne rugăm. Și acest lucru este foarte important. Rugăciunea în solitudine este privată, este intimă cu Dumnezeu, poți să spui lucruri pe care nu le vei putea spune poate cu nicio altă, în fața nicio altei persoane, chiar în rugăciune. Da? Deci avem posibilitatea să ne vărsăm sufletul, cum se spune, să venim și să fim complet descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Dar atunci când mijlocim pentru alții, acest lucru este un subiect care îl vom putea aduce și va trebui să-l aducem la un moment dat în comunitatea de care aparținem, să ne rugăm. Ei, în momentul în care am investit în rugăciune, vom vedea, vom fi surprinși să vedem cum subiectul acela se răspândește ca și focul în miriște printre noi. Pentru că ne-am rugat, pentru că l-am susținut, Dumnezeu îl pune în inima apoi și altora. Și este impresionant să vezi că lucrând cu Dumnezeu în intimitate, în intimitatea ta cu Dumnezeu, să vezi cum Dumnezeu duce acest lucru și pune pe inima altor oameni și subiectul pentru care ne-am rugat, vedem cum devine un subiect al întregii comunități și vom vedea rezultatele impresionante, cum ai zis uneori, după ani de zile, zeci de ani de zile de la momentul în care noi ne-am rugat și a pornit totuși la un singur om, în intimitatea, în solitudinea lui cu Dumnezeu. Este un lucru remarcabil. De asemenea, un alt lucru care te duce la lacrimi, cel puțin pe mine mă duce la lacrimi, când cineva îmi spune, mă rog pentru tine. Deci, mă termină de fiecare dată când aud lucrul acesta. Printre primele persoane care mi-au spus lucrul acesta a fost mama mea. Mă rog constant pentru tine. Și am văzut după aia la bunica mea, am văzut la mătușa mea, mă rog zilnic pentru voi, mă rog zilnic pentru tine. Este o onoare și o încărcare cu o responsabilitate să faci ceea ce așteaptă Dumnezeu și oamenii care cred în tine să faci. Și în momentul în care noi ne spunem mă rog pentru tine, este transformator. Deci timpul acesta petrecut în solitudine, rugându-ne unii pentru alții, și apoi trăind, venind în comunitate, legăturile sunt diferite, încurajarea, chiar și mustrarea este altfel când știu că te rogi pentru mine, că îți pasă de mine. Comunitatea se zidește, așa am pornit la început. Pe măsură ce petrecem timp individual împreună cu Dumnezeu, acest lucru contribuie la zidirea comunității. Orice disciplină spirituală pe care o practică creștinul singur, de fapt este un beneficiu imediat sau mai târziu pentru întreaga comunitate. Și reversul este adevărat. Orice păcat, orice neascultare în privat, care nimeni nu știe, va costa și costă comunitatea. Deci ce fac eu în izolare, ce fac eu în solitudine, va influența în bine sau în rău comunitatea. De aceea, ca și credincioși, aceasta este una dintre slujbele noastre, a fiecăruia dintre noi. Ne putem zidi comunitatea prin binele pe care îl facem când suntem singuri, prin rugăciunea noastră, prin meditarea noastră, prin ascultarea de Dumnezeu, în privat contribuim la zidirea comunității noastre. Asta e un gând care ne pune pe gânduri faptul că viața noastră privată are un efect imediat și are un efect transformator în bine sau în rău asupra întregii comunități. Nu suntem doar trupuri care se întâlnesc și se văd. Și atunci când nu se întâlnesc și nu se văd, pot să trăiască o a doua viață. Suntem citar, așa trupuri și suflet, emoții și minte și voință și spirit. Ne-a creat Dumnezeu să avem o conexiune directă. Pavel spune, de la sute de kilometri distanță în spirit, am fost cu voi, împreună. Am luat o decizie, am implementat ceva, suntem în spirit alături atunci când nu suntem alături. Și asta e o binecuvântare,
că rugăciunile fraților noștri sunt lângă noi, atunci când ei nu sunt lângă noi și nu știm că se roagă pentru noi, dar tot așa greșelile sau păcatele noastre sau rebeliunea noastră pot deschide clar o breșă și afecta întreaga comunitate. Asta este un gând la care să medităm în timp ce medităm. Mărturia mea este similară și eu m-am bucurat de rugăciunile fraților mei încă din copilărie, din adolescență, și unii dintre ei mi-au spus, alții nu mi-au spus, dar știu că s-au rugat pentru mine și asta a creat în mine, pe lângă bucuria și da, sentimentul de onoare, cineva e preocupat de viața mea de acum, de alegerile mele de acum și deci și de viața veșnică, și un sentiment de obligație. Asta trebuie continuat. Și nu doar că trebuie, merită continuat. Văzând efectul rugăciunilor altora asupra mea, îmi dau seama că foarte mult din ceea ce îmi doresc pentru alții sau de la alții se poate întâmpla în urma rugăciunilor mele. Și binecuvântarea pe care rugăciunile fraților o aduce asupra comunității și asupra individului este un capital pe care eu îndrăznesc să spun că nu mulți oameni îl pot pune în declarația de avere. Să știi că ai această comoară. Oameni care își iau din timpul lor, își pun deoparte nevoile lor și se gândesc la tine și îi spun lui Dumnezeu, ai grijă și de Sandu, Doamne. Păi asta e... e fain, e fantastic, e bine. Având în vedere că toate astea se întâmplă în jurul unui domn care aude a lui Hristos și care, dacă este în planul lui și în gândul lui și la timpul hotărât de el, acționează în sensul acelor rugăciuni. Da, deci din punctul acesta de vedere, slujba pe care o facem individual, fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu, se întoarce cu beneficii multiple în comunitate. Și în funcție de cât de sănătoși suntem și câte resurse acumulăm și ce stare de spirit avem când suntem singuri, așa contribuim la zidirea comunității, la trupul lui. Și în felul ăsta luăm în serios pe Dumnezeu. Și în privat, și în comunitate. Da, mulțumim, Adi. Ce putem să spunem la finalul atâtor gânduri e ce spune și psalmistul. Gustați și vedeți. Vă invităm alături de Hristos, ne invităm unii pe alții alături de Hristos să testăm, ca să vedem cât de bună este ziua împreună cu Hristos, ziua de unii singuri alături de Hristos, pentru ca apoi să vedem toate acestea și alte beneficii pe care nu le-am enumerat astăzi asupra comunității, pe care solitudinea cu Hristos le aduce. Vă mulțumim! Suntem bucuroși că am putut petrece în închinare timpul acesta și am vrea doar câteva chestiuni organizatorice, chestiuni legate de viața comunității noastre. Odată vrem să vă mulțumim tuturor care ați contribuit la fondul de întrajutorare. Câteva familii din comunitatea noastră s-au bucurat de contribuția pe care am adus-o și de felul în care asta a sprijinit, a ajutat în situația de criză prin care am trecut și prin care încă trecem. Apoi am vrea să vă aducem aminte să continuăm să sprijinim misiunea Bisericii Vox Domini. În ciuda circumstanțelor care nu ne ajută să ne vedem, biserica își continuă viața, își continuă investiția, își continuă misiunea și lucrarea și vă reamintim, devotamentele noastre contează și susțin această misiune. În următoarele duminici, două duminici, în 7 și în 14 iunie, ne vom întâlni tot în plen. Sugestia pe care am vrea să o facem este să aveți întâlnirile în biserica, în case, fie în aceeași duminică, imediat după închinare, în plen, fie seara, fie într-una din zilele săptămânii, dacă puteți, pentru a seminariza mesajul, pentru a avea părtășie în biserica, în case, pentru a ajunge la aplicații și la încurajare în jurul celor învățate împreună. În 7 iunie este de altfel și sărbătoarea Rusalilor, ocazie cu care o să avem și părtășia la masa Domnului. Vă invităm să venim cu drag la acest eveniment, să participăm cu inima plină de admirație, de închinare și de anticipare chiar a venirii Domnului
această masă specială, această masă binecuvântată. Încă o dată, suntem bucuroși că am fost împreună, vă mulțumim pentru participare, vă binecuvântăm în numele lui Iisus Hristos pe toți.